Leul merge la război. A fost odată un leu care se hotărâ să plece la război. Își chemă în mare grabă sfătuitorii și le-a poruncit să facă strigare în pădure ca să adune o armată de animale. Supușii se înfățișară de îndată și leul început să împartă porunci. Elefantule, tu, pentru că ești cel mai mare, vei duce în spinare artileria și proviziile. Vulpe, tu, fiindcă ești așa vicleană, mă vei ajuta să studiez planurile de luptă. Maimuțo, tu, cea sprintenă, vei fi scoada mea și vei urmări mișcările dușmanului. Iar tu, ursule, așa puternic cum ești, vei trece peste zidurile fortărețelor dușmane. Printre soldați se numărau măgarul și iepurile. Văzându-i pe cei doi, sfătuitori dădură din cap a neîncredere. Maria ta, măgarul și iepurile nu prea parcă s-ar descurca în luptă, spuseră ei. Leul îi privi îndelung pe măgar și explică. Are răget puternic, așa că el va fi goarna care va da semnalul de adunare a trupelor. Apoi se apropie de iepure și adăugă. Tu, care alergi mai repede decât toți ceilalți, vei fi curierul meu oficial. La sfârșit le vorbi tuturor celor prezenți, făcând o declarație solemnă. Vedeți bine că în război toți pot fi de folos și fiecare trebuie să ia parte după puterile lui.